Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Tânăr în Europa, de data aceasta pe Zoom alături de invitații mei cu care voi vorbi despre situația tetelor independente din România în contextul în care pandemia a afectat grav sectorul cultural și încă și mai grav această nișă a instituțiilor culturale independente. Începând de săptămâna viitoare e posibil să ne întoarcem în sălile de spectacol, însă experiența va fi total diferită de cea pe care o aveam până acum. Guvernul a decis printr-o ordonanță de urgență, să prevină răspândirea pandemiei de coronavirus, reducând semnificativ, printre altele, numărul de locuri care pot fi ocupate în sălile de spectacol și de cinema. Dacă decizia guvernului nu afectează teatrele de stat, care au fost finanțate și în timpul celor 6 luni de pandemie, iată că staful teatrelor independente va fi major afectat. La Tânăr în Europa vorbim azi despre sectorul cultural independent din România, cu focus pe teatrele independente. Invitații mei sunt Costinela Caraene, este coordonator de marketing și comunicare la Teatrul de Artă București, Doru Taloș de la Cluj, co-manager la Reactor și Ioan Maxim, manager cultural, reprezentant Apollo 111. Mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Și bună ziua! Mulțumim. Ca să ne și Eu. salutăm. Alături de voi vom încerca să aflăm cum au reușit să reziste fără finanțare de la stat teatrele independente și care sunt perspectivele din momentul redeschiderii pentru ele. S-a avut în vedere importanța continuării actului cultural, spune ministrul culturii Bogdan Gheorghiu. Aș vrea să aflu de la fiecare în parte cum ați simțit că s-a aplicat această idee timp de 6 luni până acum. Să începem cu Doru, de exemplu, de la Cluj. Da, a fost o perioadă plină de incertitudini și ne-am suspendat orice activitate la data de 15 martie. Am căutat un pic să înțelegem spre ce ne îndreptăm, nu ne-am grăbit să ne mutăm în mediul online. Noi suntem dependenți de finanțările de la stat, cumva concurăm serios la Administrația Fondului Cultural Național, de unde avem în fiecare an proiecte finanțate. Și de obicei avem proiecte și de la Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Imediat, după ce ne-am lămurit un pic cum stau lucrurile, am hotărât să mutăm două dintre producțiile noastre în mediul online, producții finanțate, și am produs două spectacole, unul regizat de Bobby Pricop, Exeunt, care a avut premiera în 22 mai, și la începutul lunii iulie am avut o a doua premieră dedicată mediului online cu regizorul american Tom Dugdale, cu care știam sigur că nu o să ne putem întâlni, el fiind în state. Pe urmă, imediat după ridicarea stării de urgență, am revenit în sală, încercând să respectăm toate normele impuse, și am lucrat la proiectele pe care le aveam cumva destul de bine organizate, adică calendarul nostru pe anul ăsta era plin. Ce s-a întâmplat din punct de vedere financiar pentru noi? Sigur, a fost o problemă, pentru că proiectele noastre au o parte destul de importantă de cofinanțare, adică aproximativ 20%, aș spune în medie. Și de obicei această parte de cofinanțare o acoperim din bilete, participări în festivaluri sau alte evenimente private. Și brusc ne-am trezit fără o sumă importantă de bani, toate lucrurile astea mergând pe zero. Și sigur, pentru noi a fost important să avem posibilitatea de a ne întoarce în sală, pentru că în proiectele noastre avem acoperite financiar și reprezentații ale spectacolelor pe care le producem. Dar ce se întâmplă după 15 noiembrie, când de obicei e final pentru majoritatea proiectelor, e cu totul o altă situație. Până acum, de obicei, stagiunea între decembrie și martie era acoperită din bilete și acum cred că nu va mai fi posibil. Și suntem și noi extrem de îngrijorați despre ce se întâmplă atât la FCN, cât și pe plan local cu finanțarea proiectelor culturale, deoarece, după cum probabil știți, Administrația Fondului Cultural Național are o sumă importantă din partea Loteriei Române, care a avut o perioadă de 3 luni de zile fără activitate sau cu activitatea suspendată, și atunci încasările au fost mult mai mici. Deci și sesiunea din toamnă și probabil și sesiunea din martie va avea un buget mai mic, deci mai puține proiecte finanțate.
Și pe plan local, da, probabil lucrurile nu vor merge neapărat înspre bine. Momentan încă suntem într-un an electoral, toată lumea își dorește un dialog și poze, cel puțin pe Facebook, cu tot felul de oameni. Discutăm dar dincolo de asta, noi. Da, nu simt că există o viziune și nu văd exact încotro ne îndreptăm. Costinela, cum a fost situația la Teatrul de Artă? Voi ați reușit să transformați spațiul pe care acum 8 ani l-ați găsit cu destinație de grajd și depozit într-o adevărată sală de spectacole. Ați rezistat 8 ani și v-ați lovit de pandemie, o pandemie care, din câte am citit la voi pe Facebook, v-a afectat destul de grav. Ați reușit cu ajutorul publicului și al donațiilor să achitați chiria restant. Da, la noi a fost o problemă. Noi ne susținem exclusiv din vânzare de bilete și organizare și susținere de cursuri de teatru cu grupe mici de cursanți. În momentul în care orice activitate a fost suspendată, practic orice formă de venit pentru noi s-a încheiat cumva. Ne-am străduit să rezistăm într-o primă fază, în primele luni, văzând că situația e destul de serioasă și de vânzare de bilete nu se mai poate pune problema. Am făcut un discret apel la donații la momentul respectiv, adică ne dădeam seama că toată lumea e cumva în aceeași situație și nici pentru public nu e ușor. Am avut și niște difuzări online mai mult pentru a menține legătura cu publicul. Ele nu au fost pay-per-view sau nu au fost contracost. Da, această problemă legată de achitarea chiriei a apărut după ce a fost permisă reluarea activității în aer liber. În momentul în care a fost permisă reluarea activității în aer liber, pur și simplu la un moment dat proprietarii spațiului au zis că ei vor chiria retroactiv pentru lunile respective. Evident că nu aveam de unde să achităm, mai ales că ne-au pus un termen foarte scurt, o săptămână, ceva de genul ăsta. Și n-am avut atunci, nici măcar n-am mai făcut apel la public noi, deci pur și simplu ne dădeam seama că nu avem cum. Am avut mare noroc cu prieteni care au dus mesajul cumva de la unii la alții și cumva așa a luat amploare și am fost sprijiniți. Și am reușit să rezolvăm cel puțin pentru moment, să stabilizăm situația pentru moment. În momentul în care am avut cumva acces la a susține reprezentații în aer liber, am încercat să ne descurcăm. Am încheiat un parteneriat cu o școală privată și acolo am amenajat cu sprijinul Teatrului Evresc de Stat o scenă și avem cumva în perioada asta încă în desfășurare o stagiune estivală comună. Nu știm cum se vor desfășura lucrurile din toamnă. De regulă, în toamnă, odată cu începutul stagiunii, practic noi începeam stagiunea la 8 septembrie în fiecare an. Adică e... Da, era cumva o tradiție. Acum nu știm ce va fi și cum va fi. Din punct de vedere al încasărilor, era un crescendo până... Deci din septembrie până, nu știu, februarie-martie... Și era foarte important pentru noi, pentru că noi din asta repede ne susțineam. Acum nu știm cum o să fie, ne străduim să ne adaptăm la orice va fi. Da. Ioan, cum este situația la Apollo 111? Sigur nu este la fel de roz ca celebrul glob care este emblematic acolo la voi în bar. Apollo a reușit să devină destul de rapid un centru pentru cei preocupați de viața urbană. Este un hotspot cultural, dacă putem să-i spunem așa. Avem acolo și o sală de spectacole, dar și un bar unde se dădeau destul de multe petreceri la interior. Cum va afecta pandemia?
Așa e, ne-a afectat în toate direcțiile, ca să spun așa, și pe partea de bar și de club și pe partea de teatru. Chiar în săptămâna în care s-a dat lockdown-ul, noi trebuia să ieșim cu o premieră, un spectacol nou regizat de Andrei Măcer, Richard al III-lea. S-a închis totul, n-am mai putut ieși cu această premieră și pe durata pandemiei a trebuit să băgăm personalul permanent în șomaj tehnic. Am oprit repetițiile. Teoretic ar trebui să am reînceput repetițiile pentru alte două proiecte care trebuiau să aibă premiera în această toamnă și sunt finanțate prin AFCN. Din păcate, deși condițiile sunt acestea, pe care le trăim acum, deadline-urile pentru proiectele finanțate în sesiunea trecută la AFCN au rămas aceleași, adică spectacolele trebuie să iasă și trebuie să se joace până în noiembrie. Noi avem două astfel de spectacole, sunt Altfel, discuții. riscați să pierdeți finanțarea? Sigur, da. Ele trebuie urmați toți pașii. Sigur că am discutat și cu regizorii și regizorii acestor spectacole au venit spre noi să găsim poate alte metode de interpretare a spectacolelor, de punere în scenă, video, adică să găsim o combinație pentru vremurile pe care le trăim. Altfel, toamna nu se arată prea bună, ca și la colegii mei. Am făcut o simulare a sălii noastre de spectacol, care are 130 de locuri, iar după măsurile publicate în monitorul oficial, care sunt destul de neclare, am rămâne cam cu 30 de locuri, ceea ce e imposibil. Adică aceste măsuri, chiar dacă vin dintr-o dorință de a redeschide sălile de spectacole, e clar că ele nu au fost date consultând și sectorul independent. Aceste măsuri sunt foarte bune pentru teatrele foarte mari, de exemplu Naționalul de la București, pentru Sala Mare, care nu, odată că nu trăiește din bilete și oricum are multe, multe locuri, dar pentru sălile de 100 de locuri, mai mult decât înjumătățirea locurilor, înseamnă faliment. Nu rentează în niciun fel să jucăm astfel. Deci, teatrul nostru se poate deschide, dar teoretic, prin lege, dar fizic nu o să se întâmple asta. Adică noi nu știm în momentul ăsta când o să deschidem sala. Veniți dintr-un mediu în care sunteți extrem de familiari cu instabilitatea financiară și cu munca fragmentată pe proiecte. Asta nu v-a împiedicat să luptați pentru crezul vostru și pentru artă atât de mult timp. Cum vă explicați o lipsă a interesului autorităților pentru sectorul cultural independent, așa cum a reieșit din discuțiile cu voi? În afara faptului că trebuie să aveți grijă de personalul salariat, tot managerii teatrelor și ownerii se ocupă și de plata chiriei și de multe alte dări, care în cazul teatrelor de stat sunt automat finanțate. Să spunem că totuși nu e o lipsă de interes, ci poate o lipsă de cunoaștere efectivă a felului în care funcționăm. Sau cel puțin așa ne place să credem, adică nu putem să mergem chiar până acolo încât să spunem că nu interesează. Poate că nu cunosc efectiv, poate că nu știu sau poate că privesc povestea asta a teatrului, a artelor performative, ca fiind, ok, avem teatre, avem filarmonici, avem operă, asta reprezintă cultura, pentru noi ne ocupăm, luăm măsuri, dar nu, efectiv, poate că le scapă din vedere faptul că teatrele independente, teatrele private, au un picuț alt mod de a funcționa. Nu știu dacă ne cunosc efectiv foarte bine, cel puțin asta e părerea mea, n-aș spune că direct că nu sunt interesat, să zicem că nu ne cunosc foarte bine ca mod de funcționare.
Este adevărat că statul a acordat niște indemnizații, niște asigurări sociale pentru artiștii independenți, doar că atunci când ne uităm la un teatru independent, la un institut cultural, la o instituție culturală independentă, nu vorbim doar despre artiști, vorbim despre mașiniști, vorbim despre regizori, scenariști și așa mai departe. Ajutați-ne un pic să avem o imagine de ansamblu concretă. Aveți o estimare cam câți oameni au fost afectați în sectorul cultural independent de această pandemie? Pot să răspund eu aici. Cred că asta a fost una, de fapt, una dintre marile probleme ale sectorului când a venit pandemia. Faptul că nu exista o structură, nimeni nu știa, mai ales guvernul sau autoritățile, câți artiști independenți există în România. La nivel de spații a fost mai simplu, noi am pornit această inițiativă de asociere, o inițiativă în care să cerem ajutor autorităților în perioada asta și am strâns la aceeași masă, virtual sau fizic aici în București, teatre și spații de arte performative din toată țara. Și una dintre măsurile pe care le luăm noi acum în interiorul nostru este tocmai asta, să punem la un loc câți artiști au angajat teatrele independente, nu știu, să spunem în ultimii 3 ani, pentru că sunt sute, mii chiar la nivelul ăsta. Un teatru independent, cel puțin în cazul nostru și cred că e cazul multora dintre teatrele independente, lucrează, cum ai spus și tu, pe proiect. Noi nu avem trupe de actori și de artiști angajate permanent. Cel mult avem personal tehnic angajat, câteodată nici acela și acela lucrează pe proiect. Și în momentul în care se aplică la o linie de finanțare, regizorul vine cu echipa și oamenii sunt plătiți per proiectul respectiv pentru crearea, pentru producția unui spectacol de teatru, iar apoi actorii sunt plătiți pe reprezentație și acești bani vin din vânzarea de bilete, cel puțin în cazul Apollo. Noi plătim actorii din banii pe care îi vindem din biletele pe care le vindem în seara respectivă. Ca să mă întorc la întrebarea ta, încercăm acum o centralizare a numărului de artiști pe care i-au angajat teatrele independente în ultimii 3 ani, dar sunt sute spre mii, adică actorii români sunt în două situații. Sunt odată cei angajați în teatrele de stat, care au salariul lunar și lucrează într-un teatru de stat, dar joacă de foarte multe ori și în teatru independent, și sunt cei care nu sunt angajați în niciun teatru și trebuie practic, adică își fac meseria în proiecte și depind foarte mult de aceste proiecte, care, de exemplu, acum dacă ești un actor independent, neangajat, în pandemie, ți s-au oprit toate proiectele. Sigur, s-a dat acea linie de suport de la guvern, s-a putut aplica, dar în momentul în care s-au redeschis teatrele, acea linie a fost închisă. Și teatrele independente nu s-au redeschis decât pe hârtie. Adică noi avem voie să redeschidem, dar cum spuneam, nu putem să deschidem cu 20 de locuri. Avem cazuri de teatre în București care și-au făcut calculul și după regulile impuse rămân cu 10 locuri. Avem și cazul celor de la AOLU care rămân cu fix 0 locuri pentru că au 30 de locuri în sală. Exact. Doru, spuneai pe Facebook că dacă până acum era foarte greu să susții o stagiune doar din bilete, acum clar este imposibil. Cum a fost publicul alături de voi? Ați simțit sprijinul? Vă e dor de el? Da, sigur. Cred că în jurul reactorului e o comunitate și cred că în jurul spațiilor independente din întreaga țară se formează o comunitate dispusă și extrem de hotărâtă să sprijine și să împingă mai departe povestea asta și activitatea spațiilor independente. Sigur, au fost mulți oameni interesați de cum ar putea să ne sprijine financiar. Am evitat să apelăm la publicul nostru, cel puțin până înțelegem exact unde e capătul acestei probleme și probabil pentru noi publicul va fi ultimul colac de salvare. Deci am evitat să cerem sprijinul lor. Sigur, au fost și oameni binevoitori, nu știu, o persoană apropiată spațiului a donat în perioada stării de urgență aproape 3.000 de euro pentru plata chiriei aici la noi. Deci au apărut și oameni hotărâți să ne sprijine în orice condiții și
și asta e un lucru bun, dar pe termen lung, cu siguranță, nu putem să depindem doar de public și e nevoie de un sprijin coerent din partea statului. Am avut la finalul lunii august un dialog cu domnul ministru, dar din păcate dânsul asociază spațiile independente mai degrabă cu restaurantele și cu barurile decât să le compare cu teatrele de stat sau cu instituțiile publice. Deci acolo există un discurs destul de îngrijorător, aș spune, pentru că se vorbește mult de sustenabilitate, de o problemă a noastră, dacă nu reușim să ne susținem în continuare activitatea. Acolo nu înțeleg exact de ce ar plăti 50% din chiria spațiilor noastre și nu ar plăti aceeași sumă pentru restaurante și baruri. O atitudine destul de clară venind de la un cred că nu există, care la bază e actor. Cred că nu înțeleg exact dimensiunea sectorului și utilitatea lui. Deci așa, apare o afacere care ar trebui să supraviețuiască ca orice altă afacere, dar eu cred că dispariția sectorului cultural independent ar aduce multe, multe de servicii întregii comunități din jurul acestor spații. Probabil că va ajuta actul pe care îl lansați voi toți, v-ați coalizat într-o asociație a teatrelor independente din România, asociație care înțeleg că există de vreo 2 ani, de fapt, e statutată. De ce n-ați făcut nimic până acum, timp de 2 ani? Evident, este absolut logic că fiecare a avut proiecte și s-a implicat individual cu trupa și cu teatrul pe care le reprezintă în proiectele respective, dar de ce nu a existat până acum o voce comună a teatrelor independente din România? Pot să răspund eu aici, dacă ce cred eu e că aceste asociații există de 4 ani chiar. Și eu cred că a fost greu să continue și să își construiască o voce și o strategie această asociație tocmai din felul în care zona culturală independentă românească, artele în general, e obișnuită și nu obișnuită, dar forțată cumva să trăim de pe o zi pe alta. Adică toate spațiile, toți încercăm cum facem să mai ducem și luna asta, cum facem să mai ducem și stagiunea asta, cum facem oricât de multe planuri și strategii interne la nivel artistic, sigur, se fac, dar cel puțin financiar există un hop de fiecare dată. Și până în pandemia asta, de pandemia asta nu mai zic acum. Și faptul că în ultimii, 5 ani sau 4 ani s-au schimbat 7 miniștri ai culturii, și miniștrii care au stat pentru foarte puțin timp, noi de fiecare dată discuția cu ei trebuie luată de la zero. Pentru că se schimbă omul, cumva zici că nu a mai existat nimic până atunci, trebuie să o luăm de la zero. Din câte știu eu, doar doamna Corina Șuteu a avut o inițiativă și a avut o întâlnire când a fost în mandat cu teatrele independente. Altfel au mai fost încercări de dialog și dialogul a fost cumva permanent, dar cum spunea și Doru, răspunsul e nu avem bani, mergeți la Ministerul de Finanțe, adică se pasează de la unul la altul responsabilitatea. Și într-un mediu și într-un context atât de instabil financiar, a fost foarte greu și în care fiecare trebuie să se concentreze, să plătim chiria, să mai scoatem un spectacol, să mai scriem un proiect. Credeți-mă că la nivel de resurse umane în industria culturală în general, dar și mai ales în cea privată, independentă, cel mai mare drive e pasiunea. Nu sunt banii, sunt long working hours, se muncește non-stop, se muncește în weekend, se muncește seara, adică toate astea și sunt grupuri mici de oameni care au format în jurul lor comunități care duc mai departe asta. Și în momentul în care există atât de multă presiune pe atât de puțini oameni, a fost destul de greu să creăm și o voce comună și o strategie comună. Dar cred că ce încercăm noi să facem acum, deși avem nevoie de un ajutor imediat din partea statului pentru următorul an, sper cumva să fie și începutul unei strategii a noastre interne pe termen lung.
Ați lansat un apel, veți continua cu, cel puțin cu inițierea discuțiilor cu autoritățile. Ce le cereți mai exact, Costinela? Mai întâi, o micuță paranteză legat, încerc să asociez ce a spus Doru, de ce a spus Ioan, apropo de faptul că Ministrul Culturii asociază spațiile independente mai degrabă cu baruri, restaurante, iar ce a spus Ioan a fost că de regulă Ministrii Culturii s-au tot schimbat și n-a avut niciunul dintre ei timp să își dea seama exact despre ce este vorba. Mi se pare puțin ciudat, pentru că spectacolele independente, apropo de recunoaștere, pentru că spectacolele teatrelor independente, teatrelor private, cumva sunt recunoscute chiar la nivel de Institut Cultural Român, cu care de multe ori plecăm, ne invită să jucăm în străinătate. Noi am fost și în Statele Unite anul trecut cu un spectacol la două festivaluri cu susținerea ICR. De asemenea, o inițiativă pur privată a noastră la Bruxelles a fost susținută și promovată de ICR acolo local, adică practic recunoaștere cumva, și sigur nu este numai cazul nostru. Recunoaștere cumva a calității actului cultural există, doar că, repet, probabil la nivel de decidenți nu s-a aprofundat un pic chestiunea, pur și simplu, nu s-a aprofundat un pic chestiunea să vadă exact ce se întâmplă în spațiile astea efectiv. Legat de ce le cerem, primul și principalul punct ar fi instituirea unui fond de urgență pentru perioada imediat următoare, că 6 luni, că un an, e clar că este nevoie de un fond din care spațiile independente să-și poată plăti măcar cheltuielile operaționale. Pentru că, așa cum tot spuneau și colegii mei aici, noi ne susținem din, în mare parte, din vânzare de bilete. Din vânzare de bilete plătim chirii, utilități, salarii și la fel, actorii care joacă pe proiect în spectacolele noastre sunt plătiți din încasări. Deci, măcar o parte din această povară să ne fie cumva ridicată pentru a putea continua, pentru că noi dorim să redeschidem și să fim activi și să jucăm, adică numai că lucrul acesta, fără un micuț sprijin, măcar pe o perioadă, va fi foarte dificil spre imposibil. Am înțeles. Da. Mulțumesc frumos că ați fost alături de noi și ne-ați ajutat să ne creăm un cadru mai larg și mai complet legat de situația în care se află teatrele independente în România, în contextul pandemiei. O să continuăm cu siguranță acest subiect, pentru că sunteți abia la începutul discuției cu oficialitățile. Mulțumesc frumos pentru prezență!